Din mai aproape. Unde fugi tu? E suficient de aproape. Nu. Dar păi de eu îți pun picior. Nu pune tu picior peste mine. Pe ce trebuie să pun tu picior peste mine? Dar păi de ce tu trebuie să-l pui? Eu n-am pus niciun picior. Dar ai vrut. Eu am anticipat lucrurile. Hai că e bun. Dar poate că e jos. Nu. Ca așa în anecdot acela, dacă ne amintesc cum crepă ei. Hai să vorbim. Deci, vrem să vorbim azi despre un film de care? Drama. Film iranian. Cel puțin regizorul este iranian. Deci, filmul se numește? Turtles Can Fly. De Bahman Gobadi. Știi că ne îmi plac filmele iraniene? Prima noastră conversație a fost despre filmele iraniene. Și, dar nu ți-am arătat niciodată filme iraniene. Nu sunt sigură. Trebuie să spui nu. Nu. Am vrut să arăt acest film pentru că este primul film iranian care eu l-am văzut și care m-a atins foarte puternic. De fiecare dată când spun film iranian, unul dintre primele care mi-apar în cap e ăsta, pentru că am văzut primul. Și el mi-a trezit interesul și curiozitatea ca să mai văd și la un moment dat mi-am dat seama că cumva cinematografia iraniană îmi place foarte mult. Sper că și tu vei avea interes să mai vezi și alte filme, da? Hai, despre și filmul ăsta. Filmul este din perioada de războiului... Stai. Concentrează-te. Uh-huh. Nu pot relata. Ce nu pot? Filmul? Uh-huh. Eu niciodată n-am văzut un om să plâng așa cum ai plâns tu. Mai plâng și eu câteodată la filme, dar cum plângeai tu, asta era ceva. Acțiunea are loc unde? În Iran. Irak, la graniță cu Turcia. În Irak. Într-un, să numim așa, un sătuc ceva, da? Da, e un sătuc. Unde există oamenii care locuiesc. Și au venit și refugiații. Într-o zonă mai sigură. Și printre acești refugiați sunt și copii. Sunt foarte mulți copii. Și toți copiii ăștia sunt rămași fără părinți în urma războiului. De fapt, nu prea de tot, despre toți povestești, au rămas sau nu au rămas. Sunt. Dar majoritatea sunt orfani. Da, sunt copii care au rămas fără părinți din cauza războiului. Și se ocupă acești copii? Strâng mine de pe câmpuri pentru ca să le vândă, dar de fapt nici ei nu realizează cum curăță câmpurile mine. Cam câți ani au ei? Până la adolescență. 34 Între... de ani? Da, sunt și mai mici, sunt și de 7, de 8, de la 7 până la... Și în fruntea copiilor se află? Un băiat de 13 ani, care îi spune satelit toată lumea. Da, de ce? Pentru că el instalează, el în primul rând, ocupația lui principală și tot satul îl iubește pentru asta, că el pune asta, antene. Salam alaikum! Alaikum assalam! Deci este acest satelit și este o fată în care acest satelit se îndrăgostește. Satelit se îndrăgostește de fata asta, care este de fapt orfană și cu fratele ei, schiluzit. Fără mâini, fratele fără mâini. Da. Care chiar și fără mâini fiind, dar de ce fără mâini? Nu se spune, pentru că de fapt el deja în perioada conflictului se arată că el deja e fără mâini. Păi da, dar acolo mai sunt copii și caliși și fără picior și fără mâini. Dar noi dacă vedem pe ei mereu strângând mine, putem să ne dăm seama din ce cauza copiii ăștia sunt caliși. Presupunem, da? Și chiar și fiind fără mâini, el tot continuă să strângă mine. Iată, fata asta a trecut printr-o perioadă mult mai cruntă înainte de asta. A rămas însărcinată de la soldații ăștia. Scurt, să fii clar despre și... Deci e vorba despre acești copii care strâng, care n-au fără părinți, care strâng mini pentru a le vinde și aș câștiga niște bani, da? În frunte e satelit care pune antene și el coordonează cu toți copiii.
Da, el e un foarte bun lider. Chiar e bun. Toți copiii sunt fidelizați la maxim. Și maturi ascultă de el. Și el este foarte important pentru tot setucul. Pentru că știi niște cuvinte în engleză și tot cred că el înțelege tot. Da, dar până la urmă, personajul care mie mi-a părut cel mai comic, băiețelul care cu... Și face el. Da, sunt câteva cadre, când el începe a plânge într-una. Și face băiețelul și el. Și el când povestește, cam ca mine, vorbește și nu se oprește, știi? Și povestește, cui povestește, de ce povestește? Povestește că el vine satelit și îl vede pe el plângând. Și el începe să povestească că iată, eu luat bicicleta, cel care, unul din starșașii taberei, care așteptau știrile, ca sateliți să-i traducă știrile lor. Și ca să asigure că satelita să vină să le traducă știrile, eu luat bicicleta, dar este la peste bicicleta. Și el, plângând, încerca să-i povestească lui satelit ce s-a întâmplat. Și îi povestește că iată, a venit aici și eu i-am spus că să nu ți iei bicicleta. El a spus că nu, că eu să iei bicicleta și eu iar i-am spus că nu să ți iei bicicleta. Și mi-a dat două palme, așa și așa. Și el de două ori a povestit asta, adică el două ori s-a pământ. Și așteaptă ei toți, de fapt. Ei așteaptă să anunțe dacă vine pacea sau nu? S-a terminat războiul sau nu? Așteaptă să vină pacea și așteaptă salvatorii. Eu am înțeles că ei văd salvarea în America. Așa. Deci aici pe nimă prins la o secundă, eu încep să plâng instantaneu, fără să realizez asta, pentru că era... Bine, cuvântul cheie e copii. Deci copiii aici sunt personaje de bază, cum ai spus, sunt copii tineri de 13, 14, 15 ani și mai tineri și nu sunt actori. Riga merită Oscarul. Personajul este în genere. Și nu doar Riga, toți copiii ăștia sunt foarte și foarte credibili. Ăștia nu sunt actori. Și regizorul a filmat o mare parte din ei, chiar sunt copii rămași fără părinți în urma războiului. Serios? Da. Și el s-a dus și a filmat copiii ăștia pe bune, a făcut film de el, film de ficțiune. Film cu personaj, trebuie să joci și cât sunt de credibile acești copii, da? De ce? Nu este uimitor asta și nu e un copil în film, dar 15? Nu, este vreo 40. Vreo 40 de copii? Îți imaginezi să lucrezi cu 40 de copii într-un film și să ai un rezultat atât de bun, atât de credibil? Asta nu e film american de Hollywood unde dacă vrei să arăți un om fără mâini trebuie să-i vopsești mâinile cu verde și primul la post-producție să-i le scoți, da? Sau să faci machiaj sau să nu știu mai și corect. Arată ca de acolo, frezura, îmbrăcămintea, tot absolut coincide cu spațiul și timpul unde are loc acțiunea, corect? Acest copilul Riga mic, cam câți ani are? 3 ani. 3 ani, tu ai copil de 3 ani. O, băj. Îți dai seama să faci un film, el să fie actor? Nu uit la mine. Da? Nu ajută machiajul, este așa? Lasă, stai! Trebuie să mă aranjez ochii cu mine. Ești frumoasă. Nu, este... Nu știu, arăți începe a plânge. N-ați mai filmăm noi. Pur și simplu, cum am făcut ea asta-i? Spune. Hai, spune la ureche. Ce te-a făcut să plângi? Deci când eu căzut și eu crezut că o să fie salvat și eu n-am fost salvat și numai ce boitele le vedeam.
Nu ți-am minti când de fapt ce scenă cea mai tare ți-o memorizat în cap? Și botele în apă. Și botele în apă. Dar mie știi care mi s-a memorizat? Când acest, tot acest vega, sunt mai mulți scene cu dânsul. Și el încă și e orb, da? Da, și el e legat permanent pentru că el e lunatic și se pornește prin somn. Da. Și fetița de fiecare dată fata îl dezleagă pe dânsul, intenționat ca să scape el. Mie mi s-a memorizat când el a rămas singur pe un teren plin de... De mine. Nu de mine, de mine este, dar este o scenă unde el e singur prin teren plin de... Cum se numesc ele? Patroane de astea mari erau, nu știu, de tank, deși erau ele. Dar nu mini, dar erau trubii de astea, erau patroane goale. Da, am înțeles. Și erau mult, mult, mult așa, grămezi făcute. Și el striga mama, tata? Da, și el îmbla copil de 3 ani, orb, care îmbla printre aceste armament, da, de după război rămășiță, și striga mama, tata, ca pentru mine asta, eu cum o spun și... Figuri prin pielea, da? Da, asta e eu... portretul la toți copiii ăștia, da? Care sunt fără părinți, eu după război. El nu vede, el nu știe unde să afle, el e copil. Pentru că acești copii care se află, hai să o luăm aleacă altfel, cum e gândit filmul, da? Copiii sunt puși pe prim plan. Oamenii adulți, maturi, sunt pe background. Și acești copii se comportă ca niște maturi, dar ei totuși rămân a fi copii. Corect? Și deși niște copii ar trebui să sufere în așa hal, da? Atunci când undeva la cald stau niște burduhoși, împart pământurile și banii, da? Și până și nu interesează durerile oamenilor simple și unde e dreptatea? Încă pe așa lume trăim, da, Aurelia? Asta arată cât de cruz suntem noi oamenii, pentru că noi ne batem joc de, nu numai de pământul nostru, dar de copiii noștri, conflictele astea mature, politici, ne jucăm de politică și suferă cei care nici măcar nu înțeleg ce înseamnă viața. Tu ai recomandat acest film? Da. Cui? La toți maturii posibili, în primul rând la politicieni. Nu mă mai pune să mă uit la filme de astea, că tu știi că eu trăiesc cu filmul. Îți pare rău că te-ai tot la film sau așa? Nu, ăsta a fost unul din cel mai... Nu, de fapt, ăsta chiar e primul loc acum pentru mine. Cel mai bun film? Cel mai bun film. Păi deși dar trebuie să... plângi. Îmi pare fain când plângi la film. Adică să te plângi. Îmi pare fain când plângi la film. Nu? Asta e un, așa un nivel de curățire și de înțelegere sau de cunoaștere. Tot nu mai amintesc scena asta și eu încep să plâng. Și interesant, de exemplu, eu câte filme iraniene am văzut. Eu n-am văzut filme iraniene fantastice, eu n-am văzut Star Wars filmat în Iran sau... Toate filmele iraniene sunt foarte aproape de realitate și prin asta mă uimesc. Asta nu înseamnă că sunt plictisitoare, din contra, sunt foarte interesante. Și prin asta eu stimez și respect cinematografia iraniană, că ea este simplă, foarte aproape de realitate, de lumea înconjurătoare, de noi oamenii cu problemele noastre. Dar atunci când alții aleargă pe alte planete și caută istorii noi de a le arăta și de a le ecraniza și să repete la infinit, ăștia în jurul lor, prin lucruri simple, reușesc să uimească o lume întreagă. Tu ai văzut de-abia un film, dar crede-mă că dacă ai să mai privești, ai să te convingi. Nu spune asta. Și bei tu așa. Da, spălește-mă, de ce nu? Gustă-ți ceaiul, nu? Ce înseamnă spălește-mă? Nu, eu serios la montajul ăsta îmi spiu, trebuie să stai lucrurile. Ați pus spălește-mă, ce aveți în vedere, așa, spălește-mă? Cum pot să te spălesc? Adică să te pălesc, vrei, sau? Fuck! Fuck, știu ce înseamnă.
Vrei să te... da. Ești sigur? Tu nici măcar nu ești sigur de asta, da? De ce? Știi ce înseamnă fac? Fac, știu, sigur. Să te...